Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. E luni, avem invitat în studioul nostru pe domnul Dan Andronic. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, domnul Tucă. Vedeți ce politicos, da? Da, să știți că și vă prezint. Spune-mi, te rog, asta, jurnalist și consultant politic, când... Sau, nu e și. Nu e și sau, e cam... când ai simțit că ești mai mult consultant politic decât jurnalist? Adică când ai vrut să faci asta și ți-ai dorit asta? Că ai făcut-o și ai făcut-o bine. Păi am făcut-o în, cred că era în 2001. Cred că în 2001. Cred că, da. Atunci ai început. Adică atunci pe mandatul început, când era prim-ministru Adrian Năstase. Începuse prim-ministru Adrian Năstase, dar primul meu client a fost Traian Băsescu. Stai puțin, că ajungem acolo. Primar, nu, păi era primar general al capitalei. Stai o secundă, nu știi că a apărut la un moment dat că nu știe firmă, îl consulta și îl consulta și pe Năstase? Am avut eu, am dat eu captura la Jurnalul Național. Da? Nu mai am văzut asta, nu. Cred că era firma lui... Firma a dat din... și al lui Bogdan. Nu, era firma din Israel. Nu, Traian Băsescu la momentul ăla n-avea consultanți israelieni. Da, cu căutare pe Google. A apărut chestia asta, mi-aduc aminte că a fost captură. Dar ceea ce știi tu, și nu știi bine de asta, e că orice jurnalist reușește să le... Dă aerul mai, să fie cât mai cald. De la 21 de grade, că e foarte cald, așa asta zi. Ca orice jurnalist, fiind foarte sigur pe ceea ce spui... Da. Nu am zis că mi-aduc aminte, nu am zis că cu știu... Păi da, ți-aduc aminte, când spui un jurnalist spune mi-aduc aminte, înseamnă că memoria lui de elefant îl face să dea o știre, nu? Mm-hmm. Că n-ai dat... Nu. A fost aceeași firmă care a făcut consultanță pentru Adrian Năstase în 2004, a făcut și consultanță pentru Traian Băsescu în 2009. Deci au fost diferențe de ani? Diferențe de mandat. Eu știu că era în același an, dar nu contează, că nu ne luăm de la asta. Câți ani aveai când ai intrat, când ai ajuns la evenimentul zilei? 22. 22 de ani. Ce vârstă frumoasă. Da. Cum ai ajuns? Bine, hai să-ți povestesc. Asta e, că nu știu cum ai ajuns. Deci eram în căutarea unui job. Mm-hmm. Tata lucra, Adrian Andronic, lucra deja la evenimentul presă. Zilei. Da. Lucra în presă și înainte. Da, a lucrat și înainte, era caricaturist. Caricaturist? Nu e semnătura... Adrian Andronic. E... Nu, știu, celebră semnătura. Da. Adrian Andronic avea caricatură pe pagina întâi a evenimentului zilei, care de-abia apăruse. Și acolo au fost două constante, editorialul Cristoiu și caricatura tatei. Și m-am dus la Cristoiu să mă angajez la arhivă. S-a gândit că asta e potrivită pentru mine. A, da? Da. Dai că tu a zis asta? Da, sau? A zis, hai să vorbim cu Cristoiu să nu să ții o slujbă. Să ții un job. Da. Adică îi se părea prea mult ca să fii ziarist. Da, nu se gândea. Nu se gândea în momentul ăla. Dar tu te gândeai? Sincer. La 22 de ani nu mă gândeam. Nu te gândeai nicio secundă. Nu. Eu m-am dus de curiozitate, m-am dus cu el acolo, ne-a primit Cristoiu și am stat de vorbă cu el. Nu știu ce se mai... Era ceva, o aniversare în zilele alea. Deci era undeva făceai în mai... cu 80 de ani. Nu. Cred că era... urma să facă 80 de ani. Ai uitat de glumele noastre. Da, urma să facă. Avea 79, urma să facă 80. Așa. Și Cristian mi-a pus niște întrebări. M-a întrebat unde e student. I-am spus că eram student la istorie. La istorie, da. Așa, și cum ai tratat tu subiectul nu știu care. Și i-am zis, uite, eu dacă era ceva cu 9 mai, 8 mai, 9 mai. Și am spus cum aș trata eu subiectul ăsta. Și a zis, zice, păi tu nu ești bun la arhivă. Da, aoleu, nici de arhivă nu-s bun. Băi, avea stilul ăsta, avea instinctul ăsta extraordinar. Zice, tu ești bun la politic. Și atunci m-a dat... M-a arondat imediat la politic. Cine era șef la politic? Bogdan Ionescu. Nu știu dacă îl... Nu știu, uite, nu mi-aduc aminte de Bogdan. Mi-aduc aminte era de din, venea din Constanța, din presa din Constanța. Un tip foarte, foarte stăpân pe el, foarte, foarte bun ca șef și care a contat mult. Și m-a dat acolo și am început să lucrez. Crina Nedel, cum mai era în Bogdana Păun. Da. Bogdana Păun, Marcela Ferraru. Marcela Ferraru, prietena noastră. Uite, apropo de chestia asta, Dane, mă uitam la Cristoiu, avea un instinct extraordinar la oameni. Da. Adică îl găsea pe unul și îi dădea să facă ceva la... Ca și în cazul tău, cel mai bun exemplu, nu-i trecuse niciodată prin cap. Și nu neapărat că punea o întrebare, avea instinctul ăsta de a pune oamenii să facă lucruri de felul ăsta. Da, avea instinctul de a da oamenilor șansă, de fapt. De a da șansă? La 22 de ani, nu da, cred mai că mult decât atât, debordam eu de inteligență și de talent. Lucrea cu tineri, avea instinctul de a le da șansă, dar și mirosi ce ar putea să facă. E foarte important.
Da, e clar că avea o experiență extraordinară. Pe de altă parte, ce a fost admirabil la Cristo este că de fiecare dată când aveai nevoie, aveai un articol, te duceai la el. Deci ajungeai, toate articolele din ziar ajungeau cu tine, ca autor. Da, 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 te duceai cu ele în mână. Da, îți explica da. Ce e bine. Pe vremea aia, bine, erau 4-6 pagini, nu erau ziarele de erau 12 pagini. 8 sau 12 pagini. 8 pagini, erau pagini format mare. Da, dar și articolele erau destul de mari pe vremea aia. Erau, dar noi totuși scriam știri. Da, și te duceai cu articolul, îl dădeai, bătut la mașină. Bătut la mașină, corectat. Corectat, da. Corectat, se stătea la coadă la mașina de scris, că erau 6 sau 8 dactilografe. Mi-mi spui că eram la Curierul pe vremea aia, înainte de a apărea după aia, și țin minte cu o doamnă dactilografe, stil vechi, o doamnă, chiar în sensul bun al cuvântului, eram în viteză și am rugat-o să bată la mașină, că până să învățăm noi, am trebuit să învățăm de voie de nevoie. Și mi-a zis, nu-mi place tonul pe care mi-a spus. Zic, iertați-mă, dar cum trebuia? Dumneavoastră știți că tonul de cele mai multe ori face muzica? Eu eram într-o viteză, într-o nebunie și doamna era foarte pedantă și ținea să spună că dacă eu sunt reporter și sunt tânăr și aia e doar dactilograful, trebuie să știi, să te porți. Am primit lecții importante atunci. Așa, te duceai cu articolul în mână. Și îți povestea ce-ai greșit, eventual ți-l dădea să-l rescrii și așa mai departe. Deci, dar ceea ce vreau să vă spun este că întotdeauna se ocupa de cei tineri. Te stătea de vorbă cu ei, le explica cum vede el, deși aveai șef de secție, aveai redactor șef adjunct, dar ajungeai și la redactorul șef. Deci ajungeai la director, de fapt, că era director, redactor șef era Daniel Tomescu, Dumnezeu să-l odihnească. Știi că am făcut acum un album, uite, îmi pare rău că nu l-am adus. 30 de ani de evenimentul, 30 de ani de evenimentul zilei și m-a cumprins așa ușor că mulți dintre trist, exact câte chenare, a trebuit să pun la poze pentru că albumul e făcut în special. Începând cu Gică Voi, cu Dumnezeu să-l ierte, Daniel Tomescu, sunt mulți. Da. Ciprian Chirvasiu, nu știu, nici n-are rost să-mi aduc aminte acum de toți că ne întristăm. Sunt mulți din generația și din generația tânără. Din generația noastră, pentru că noi adevărat. Doi, ții minte, că ne întâlneam până la avioanele prezidențiale. E adevărat. Și cu Horia Alexandrescu, Dumnezeu să ierte, și ne certam tot timpul și spunea că nu vrem să învățăm nimic și că, bă, sunteți niște țărani care nu vreți să învățați. Astea erau dialogurile noastre cu el. Da, dar uite, am învățat enorm de la Horia. Trebuie să recunosc asta. Adică puteam să fac 10 școli degeaba. A fost o generație de ziariști bătrâni care a format o altă generație de ziariști tineri. Acum, sper ca și noi să fi format ceva la rândul nostru. Eu zic că am format, dar să lăsăm pe ei să spună dacă am format. Ei nu vor spune. Care era atmosfera în evenimentul zilei? Pentru că dintr-o dată a apărut evenimentul zilei, noi eram pe cale să lansăm Jurnalul Național atunci, eu și Dan Diaconescu, și era o explozie. Și noi treceam, primul lucru pe care făceam, mai ales datorită meseriei, să luăm și era coadă să cumpere evenimentul zilei. Da, a buvnit extraordinar de tare. Acum, ducându-mă la Biblioteca Academiei în pregătirea revistei pe care am scos-o, evenimentul istoric, am citit foarte multă presă interbelică. Și am găsit modelul pe care l-a folosit Ion Cristoi, era Ziarul Dimineața. De care noi nu aveam habar pe vremea aveam, că era după 50 de ani de comunism. Nu, dar nici n-aveai acces la ele. Că pe de altă parte, da. Până în 1989, toate astea erau în fondul secret, adică n-aveai acces la ele decât cu aprobare. Ei, Ion Cristoiu se pare că a stat după 1990 și a citit mult. Cum stătea? Acum nu prea mai stă la Biblioteca Academiei, că se ducea acolo ca la servici. Da, își lua pauză absolut, de masă și da. Se întorcea. Mânca mărul ăla, mă enerva cu mărul. Mânca un măr prin parc și de fiecare dată avea unul, doi cetățeni care îi spuneau diverse chestii sau îi dădeau documente. Și citea în continuare. Ce e interesant este că în momentul în care a buvnit evenimentul, a surprins pe toată lumea. Pentru că Cristoiu a făcut niște mișcări spectaculoase. Unu, a venit cu titlurile dure, scurte, cu poze mari și a mai făcut un lucru pe care lumea l-a uitat. A făcut ca ziarul să apară vinere. Pentru că ziarele nu mai țin minte. Și eu am făcut să apară ziarul lunea, crede-mă. Da. Pentru că nu, multă vreme n-au apărut. La Curierul am făcut asta. Da, adevărat, n-a apărut vinerea, că era greu. Da, nu, era complicat. Începea weekendul mai devreme.
Da, da, dar înainte de asta a scos Faptul Divers. Eu cred că a citit înainte de 89, că el a avut acces. Aduți aminte de istoria literaturii proletcutiste, a avut acces la niște documente. Nu, nu știu acum să zic dacă a avut acces sau nu. Cred că dacă avea relațiile necesare și știa pe toți cei de la bibliotecă din zona de colecții, de colecții speciale, cred că a avut acces. Dar a recreat un ziar interbelic pe gustul românilor, în așa fel încât a ajuns evenimentul la un moment dat, tirajul oficial, cred că era vreo 750.000 de exemplare, neoficial, că se mai dădeau și pe sumă, vreo milion. Și atmosfera în redacție era... Era de stup. Era o nebunie să lucrezi la evenimentul zilei atunci. Eram așa mulți și n-aveam birouri, n-aveam scaune toți. Aduseseră de la un teatru, nu știu de unde, scaune de teatru, din public. Da? Și stăteai pe scaun, pe strapontină sau unde apucai, erau sprijinite de perete și scrie acolo, pe genunchi. Da, 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 că trebuia să scrii undeva, să dai materialul după aia la dactilografie. A fost o perioadă foarte, foarte frumoasă. A fost o nebunie, pentru presă, pentru că în momentul ăla ți se părea că poți orice, că răstorni munții. Și bun, nu răsturnai munții, dar mai răsturnai un ministru, mai se mai întâmpla ceva. O influență foarte mare în afară. Toate ziarele aveau, că erau ziare mari. Mai ales, tirajul și în afară de știrile de Fapt Divers aveau închete, aveau chestii politice în exclusivitate. Adică evenimentul zi nu era un simplu ziar. Nu, era un melanj, era un amestec între cotidian, Fapt Divers și lucrurile foarte serioase, plus editorialul care era piesa de rezistență. Acum toți vor să lipească de marele geac asta cu găina care naște pui vii. Sigur că a fost și aia, între milioane. Vrei să spun ceva? Noi am dat știrea fiind conștienți că e un fonfleu, cum spuneam. Bineînțeles că da. Adică nu ne-am închipuit o găină, deși se pare că lucrul ăsta chiar s-a întâmplat. Puteai să o dai la... Se pare că știrea a fost adevărată. Vorbesc foarte serios. Am citit-o într-un manual de istoria presei în care... Cineva, un cetățean, spunea că această știre a fost adevărată. Dar noi am dat-o pe ideea de hai să ne amuzăm. Da, bineînțeles. Erau celebrele glume pe vremea aia, Ion Iliescu a murit. Se și era Ion Iliescu din Giurgiu care a traversat Beat și l-a călcat călța. Celebra glumă de acum este asta, știi? Care? Că Putin, care moare în fiecare zi. Da, își mai trage un picior. Mai, da, a avut și cancer, da, a fost operat. Are multe sosii și atunci recuperează repede. Vine, sosii, nu țoții. Da, vine noaptea, a fost operat noaptea de cancer, nu știu ce și așa mai departe. Italienii știau asta foarte bine. Bun, pe italienii că acolo s-a întâmplat. Dar chiar așa, apropo de presa asta, da? Pentru că reprezinți evenimentul zilei. Chiar dacă acum e online, ai doi realizatori și nu orice fel de realizatori care fac podcasturi, cum se spune, fac interviuri. Acum... Robert Tucescu și ăla mic cu barbă, cum îl cheamă? Mirel Curea? Ionuț Cristache, aiute și Mirel. Toată partea asta de propagandă, de la pandemie încoace, mai ales cu război. Uite exemplul ăsta cu Putin. Dom'le, moare în fiecare zi. Și televiziunile cele mai importante, site-urile cele mai importante dau asta. Ca și când n-ar putea să se întrebe, băi, dar de ce moare în fiecare zi? De ce apare știrea asta în fiecare zi? De ce în Italia? De ce s-a operat? Știi ce se întâmplă? Trăim o perioadă unică, dacă vrei, și e unică cel puțin pentru generația noastră. Trăim un război pe care îl simțim că se întâmplă chiar în România. E totuși la granițe. Sentimentul e mult mai acut decât, dacă vrei, atunci când a fost conflictul din Iugoslavia. Ți se întâmplă... Într-un fel, da. E mult. Nu, sentimentul pe care îl trăim noi românii... Nu eram mai implicați acolo, că eram mult mai implicați. Dar sentimentul că e atât de aproape și că... Da, bun, asta, poate da. Și datorită mass mediei. S-ar putea ca lucrul ăsta să conteze rețelele sociale, toate noile instrumente care au apărut, Instagram, Telegram și toate lucrurile prostiile astea, care îți aduc informația bună, rea, ți-o pun pe tavă. Instant. Și o ai acolo. Când vine vorba de un conflict în care ești implicat, nu prea mai există tipul ăsta de abordare. În sensul în care aparatul critic dispare. De ce? Pentru că într-un conflict în care ești implicat, unul e bun și unul e rău. Nu poate să fie... Și automat ești de partea unuia sau celuilalt. Da, exact. Nu știu, gândește-te, eu fiind istoric am experiența asta. Cum era în al doilea război mondial? Întotdeauna nemții au fost răi pentru americani. Nu a existat neamț bun. Total de acord cu teoria ta, dar nu poți să mergi până acolo încât să susții niște aberații care se văd cu ochiul liber, oricât ai fi de partea unuia sau altuia. Se numește propagandă. Bun, și ce faci tu? Tu ziarist, tu instituție de presă. Eu asta încerc să spun, că în momentul în care vorbești de un război care te privește personal, nu mai ai acea obiectivitate. Deci dispare aia. Dispare.
Dispare pentru că devii o parte, ești parte din conflict. Tu crezi că presa ucrainiană se gândește că rușii au dreptate? Presa ucraineană nu, dar și noi de ce totuși... nu sunt o presă? Da, dar vorbim de presa occidentală, aia măcar sunt direct implicați. Păi nu, ei sunt și presa occidentală este de partea Ucrainei. Absolut. Da, deci ei iau partea Ucrainei. În cea mai mare parte, da, și informațiile vin din zona Ucrainei. Sau le dau. Păi, da. Sau le dau sau vin, sau sunt servite, cum se spune. Bun. Deci obiectivitatea pe care tu o cauți, că înțeleg ce vrei să spui, pentru că orice referință, mă întreb de ce. Orice referință cât de cât obiectivă sau care pune un semn de întrebare e automat taxată ca fiind pro-rusă. Da, și asta face parte din propagandă. Și propaganda asta își face efectul în fiecare zi. Își face efectul, dar până la un punct, pentru că după cum vezi, lumea a obosit. Conflictul din Ucraina nu mai face ratingurile pe care le făcea. Eu zic lumea... că le face în continuare, că nu are la ce să se uită. Nu cred. Dăm tu o temă, un subiect care bate în momentul ăsta războiul de Ucraina. Păi nu știu, prețul la gaze. Păi, și ce? Da. Te uiți la prețul la gaze? Nu, cum te uiți crezi? La dezbateri pe tema Transmite asta. Cineva sondajele... live? Nu, Marius, sondajele care au apărut îți spun foarte clar că lumea este mult mai preocupată de ceea ce se întâmplă din punct de vedere economic. Sunt două plane. Și o să găsești prețuri, șomaj... Toate însumate, fiind vorba, te duc spre economie, spre viața de a doua zi, da, decât de război. Bine, hai să spun ceva. Sunt două planuri care nu se întâlnesc. Care lumea nu sunt ce? Care nu se întâlnesc în media, în dezbateri. Deci se vorbește, se poate vorbi de gaz, se poate vorbi de pensii, nu se întâmplă nimic. Nu e adevărat, dacă vorbești de pensii, rupi. De pensii? Eu am făcut 10 emisiuni când se schimbau pensii, deci nu se uita acum, nimeni. Deocamdată n-ai față de pensionar. Deci nu, spun asta, dar nu acum, făceam acum 20 de ani, crede-mă. Nu interesează nici despre faptul că se scumpește benzina. Eu știu televiziuni că care fac rating uriași vorbind despre eu pensii. Eu știu că... Deci ascultă-mă, sunt două planuri diferite. Ei în continuare sunt interesați de războiul de Ucraina. Sigur că ne afectează într-un fel sau altul. Uite-te pe... Emoțional te afectează. Pe emoțional, dar spun eu pe cifrele pe care le fac aici, 100%, așa se întâmplă. Hai să vedem că, uite, trece foarte repede timpul și trebuie să pleci și mai devreme. Hai să vorbim despre consultanță politică și să vorbim despre o radiografie aș vrea să faci chiar. Mi s-a aburit ceasul, cred că se... Crezi că vine sfârșitul lumii? Crezi că vine sfârșitul lumii? Dacă nu-ți mai e unul fals, nu e vremea să iei un ceas. 2024, alegeri europarlamentare. Alegeri, deci o să avem locale. Locale. Pe deci Europa, le avem pe toate. Le avem e aproape o furtună perfectă. Pentru că cum va fi? E unul din puținele momente când prezidențialele se lipresc de parlamentare. Va fi o hărmălaie ca la Cotul Domnului. Deci Stalingrad scrie pe noi. Nebunie. Și care va începe cât de curând. Deci undeva nu va mai exista o pauză de respirație. De la anul o să vedeți vita mai campanie electorală. Pre-campanie. Ce se va întâmpla? Va fi furat cumva, adică nu stăm până în 2024. Va fi furat pentru că lucrurile o să o ia la vale. Uită-te ce se întâmplă cu roborul. Se va întâmpla cu toate dobânzile. Toate se vor duce la nivelul roborului. Ceea ce înseamnă, chiar vorbeam astăzi cu cineva care îmi spunea că i s-a dublat rata. De la 6 milioane cât plătea că își cumpărase o garsonieră, plătește 11 milioane și ceva, aproape 12 milioane. Ceea ce e dramatic pentru cineva care își propuse să plătească 600 de lei. Da, dar gândește-te că sunt unii care aveau, nu știu, 6.000 de lei, că și-au luat casă, nu garsonieră. Da? 12.000 de lei deja reprezintă o sumă uriașă, indiferent ce salariu ai. Chiar și la salariul tău. E adevărat. Reprezintă o sumă. Eu sunt pe dreptul de autor. Chiar și pe drepturile tale reprezintă o sumă uriașă. Nu știu, depinde. Dacă îmi spui cât ia Cristache, spun. Dacă îmi spui cât ia o Cristache și Turcescu, spun cum stăm și noi aici. Dar stăm bine. Da, știu. Stăm bine pe scaune, stăm așezați. Da. Dane, hai să... ai văzut sondajul de astăzi, da? Nu. Hai să dăm pe ecran. Mai întâlniri, nu. Da, la câtă treabă ai și tu? Nu, n-am treabă, dar mâine plec și le-am făcut azi pe toate. Pe ultima lună. Pleci în vacanță? Nu, mă duc până la Oașa, la mănăstire, e hram. E hram. Bun. Ai luat drumul mănăstirii, asta e bine, că vine o vârstă în care iei toate drumurile, știi? Asta nu e, te aștept și pe tine. Nu știi care e ăla bun, drumul mănăstirii. Părerea mea că mult mai, oricum, ce poți să te, ca să te închid, poți să spun că mâncarea e gratis acolo. Doamne ajută, uite, numai pentru asta, știi că mi-e dor de o mâncare de mănăstire, de aia adevărată? Gătește mama. Hai să dăm și noi cartonul la full, că nouă ne place full. Dacă duminica viitoare avea loc, și dumneavoastră cu ce partid?
Partidul Social Democrat 37, poți să-mi spui și mie de ce PSD-ul are 37%? Că tu ești consultant. PNL 24%, da. Alianța pentru Unirea Românilor 12%, încă bine. USR-ul, după nenumărate scandaluri, și știu că iubești foarte tare USR-ul și eu, și iubim, cum deci, să zic, din tot sufletul, Marx, 7%. Marx și, da, nu poate să fie decât fericit cu acest 7%. Bun, am înțeles, poți să-l dai pe jumătate, că vreau să aud comentariul lui Dan. Și nu apare Cioloș? Cioloș mai pe seară, mai pe seară, că el încă n-a fost... Mai dă o pagină, poate pe pagina cealaltă. E pe pagina a treia, încă n-a fost reperat. Știi ce, cel mai n-a fost reperat. Cel mai important lucru aici este, da, câți oameni au spus că vor veni la vot. Avem și pagina cu asta este, procentul e un element foarte important, pentru că ce vedem aici este o fotografie. E o fotografie din care rezultă foarte clar că cei care încasează sunt cei de la PNL. Deci toată povestea asta cu creșterile de prețuri, cu ministrul energiei, cu toată distracția pe care au avut-o. Cu Ciucă, că le-a dat 50 de bani, adică cu toată lumea. Care a dat, a luat, că nici el nu mai știe. Păi el, duce, numai, el a vrut să dea, dar de fapt a luat, știi care. Duce PNL-ul într-o zonă în care trage toate ponoasele. Sunt tare curios dacă în condițiile astea PSD-ul va mai intra la guvernare cu prim-ministru. Deci adică dacă se va respecta rotația. Da. Rotativa când ar trebui să fie? Anul viitor, nu? Anul viitor, parcă în aprilie, mai. Dar mai e mult până atunci. Păi totuși, da, dar nu e de bine. Bun. Și e o bună întrebare. Nu cred că se rezolvă ceva până în aprilie. Eu cred că nu se rezolvă nimic, din potrivă. Se iau și ea 50 de bani, de care te bucurai atât. Se iau și te și bat după ce ți-a luat, că de ce ai luat. Bun. Și crezi că există șansa, mă rog, soluția ca PSD-ul să nu rămână la guvernare până în 2024? Da sau nu? Dacă ar fi tactic, așa ar trebui să facă. Mm-hmm. Da, ținând cont de situația actuală, mi-e foarte greu să cred că vor ieși de la guvernare, pentru că războiul în Ucraina va continua. Nu e un conflict care se termine anul ăsta sau anul viitor. E mm-hmm. ceva că va fi de durată, în care în continuare vor fi bombardate orașe, în care vor muri oameni, mm-hmm. în care se vor întâmpla foarte multe lucruri, pentru că, în mod cert, Putin nu poate să-și anunțe victorie. Nu poate să-și securizeze, la ora actuală, teritoriile cucerite. Da, există trupe de gherilă în Donbas. Deci nu stăpânește din punct de vedere administrativ și militar. Nu a rusificat, cum spune Ioan, da, Cristoiu. Încă nu, n-a apucat acea să rusifice. Zonă, deci nu poate face ceea ce își dorește, un referendum. Da. Pentru că asta, într-un fel sau altul, ar putea fi vândută ca o victorie. Un referendum poate reprezenta o victorie pentru Putin. Uite, am reușit. În momentul ăsta, cele două provincii s-au întors la patria mumă. Absolut de acord. Spuneai mai devreme că va începe mult mai repede campania electorală, și eu cred, având în vedere că sunt 4 rânduri de alegeri, va începe în 2023 și vorbeai de începerea asta bruscă, care se va baza foarte tare. Dar am impresia, nu știu cine a făcut sondajul, că nu scrie. Curs. A, Curs. Da, da. Bun. Ideea este că aurul mi se pare că a scăzut. Da, a scăzut. Păi, a scăzut că are nunta George Simion și probabil la nuntă știi că mai scazi. Adică multe dintre votante... Eu nu știu cum a fost la nunta ta. Păi da? Nu, multe dintre votante pleacă, nu mai rămân acolo. Nu știi, și pe Instagram. Da, dacă deci pui o poză cu prietena sau cu prietena... Am înțeles, nu mai e disponibil. Nu mai e disponibil și atunci multe votante pleacă. Dar avem carton și cu Iohannis, că suferă cea mai mare scădere. Hai încrederea să vedem, în politicieni. Hai să vedem și încrederea în Iohannis, în politicieni, vă rog. Dacă tot ne-am văzut, să nu... Ce, dai seama, ne vinde cineva cu fake news-ul, noi poze, zice, uite, ăștia sunt fake news-ul. Uh-huh. Deci Alexandru Rafila... 30%, că în stânga este foarte puțină încredere. Ciudat. Marcel Ciolacu, 28%. Nu e normal. Da? Da. Pentru că ce-ți spune lucrul ăsta? De fapt că lumea nu mai are încredere în niciun politician. În momentul în care un politician scade sub 50%, e în lada de gunoi a istoriei, ca să zic așa. Mm-hmm. Deci noi avem o întreagă clasă politică care, dacă vreunul din cei pe care îi vedeți acum ar spune mâine român trece sprutul, n-ar trece nimeni prutul. E ceva care te surprinde în acest sondaj? E ceva care ți se pare că e... Nu, faptul că Alexandru Rafila e pe primul loc mi se pare de bun simț, era de așteptat, pentru că este un ministru al sănătății bun, corect, onest, care spune... Comunică bine. Și care nu și-a schimbat discursul.
Da, că sunt mulți după din, care erau da, în care, opoziție și odată miniștri. Nu, dar în momentul în care, înainte, când era doar reprezentantul OMS-ului, a criticat avea, toate guvernele. Avea un discurs pe care și l-a păstrat. Și l-a păstrat, e adevărat, total de acord. Pe mine mă surprinde foarte tare, dați-mi un full, vă rog, că totuși Drulă, păi dați spune că nu văd acolo, Drulă are mai mult decât Kelemen Honor, totuși, Dană. Mi se pare strigător la ce? Da, dar uite-te că pe de altă parte Drulă are o notorietate mai mică, pentru că încrederea, dacă adun cele 2%, îți dă, ai notorietatea. Deci la o notorietate de 68%... Mai poate face Liviu Dragnea politică? Nu. L-am văzut și aseară la Realitate. A fost foarte, foarte slab. Ambigu. Dați-l pe Dan, vă rog, da. A fost ambigu, a fost ezitant. M-am uitat puțin, că mi-am dat seama că nu prea are ce spune. Nu vrea să spună, nu știe să spună, a uitat. Deci a fost... Nu știu ce, nu m-am uitat pe ratinguri, dar ratingurile nu sunt importante pentru că, uite, ai procentele. Deci Liviu Dragnea nu mai poate face politică și cred că asta e o veste proastă pentru el. Pentru că și-ar fi dorit și-a închipuit că poate exista și un... Viorica Dăncilă? Nici atât. Nu, nu. Nu. Deci am văzut-o, s-a străduit. Am mers clar țară, că... cu unii, au cântat sau ce da, făceau? Da, eu am avut-o și la emisiune. Uh-huh. Am luat-o la emisiune cu Robert Urcescu. A fost, prestația aia a fost mult mai bună decât acea Viorica Dăncilă pe care o știm. E adevărat, așa e. Și i-am zis, doamne, se vede că de data asta chiar ați luat un training de media mult mai stăpână pe ea, mai coerentă. Dar n-are public, pentru că întotdeauna trebuie să ai public. Uite-te pe lista... Hai să dăm lista, pe să care, vedem și pe care ai pus-o. Pe Chioveși unde stă. Chioveși am văzut, are 18% încredere, 80% de încredere. Da. Deci n-ai ce, nu poți candida nici măcar la o primărie de sector. Și de ce crezi că se aduce toată ziua în discuție ideea de Chioveși candidat la președinție? Pentru că s-ar putea ca pentru USR sau pentru Cioloș să fie o soluție. Încă o dată, se ridice partidul, exact, sau partidul. Cuplarea parlamentarilor cu prezidențialilor va crea o situație unică, pentru că din cauza decalajului, ideea de a cupla prezidențialele cu parlamentarele ți apare odată la 5 turi de alegeri. Când a fost ultima dată? Chiar așa? Ultima dată, cred că pe vremea lui Năstase. Pe vremea lui Năstase, 2004, 2004, că după aia s-a schimbat Constituția și a fost mandatul de 5 ani. De 5 corect, ani. Da. Deci suntem la o grămadă de ani de la acel moment și n-am mai avut o situație, pentru că din cauza diferenței apare rar. Clar că partid... Ceea ce înseamnă că ai nevoie de un candidat care să stragă partidul. N-ai nevoie de un candidat care să aibă peste procentul partidului. Ai nevoie de un candidat locomotivă pentru partid, de fapt. Păi spun, deci Chioveși poate fi doar un candidat pentru USR sau pentru Eu Reper? Eu nu cred că va mai candida. Nu va mai candida. Nu va mai candida. Cred că s-a dumirit și ea că mai bine nu. Bun, și cine face jocurile? Pentru că există varianta... Teoria mea este că bătălia se va da între Joana și Ciucă. Uh-huh. Și iar, dacă e să fac o predicție de-asta de fotbalist, de jucător la pariuri sportive... La pronospor, da. Cum îți place ție, da? Da. Așa? N-am mai jucat de mult. Păi da, știu, dar nici n-ai mai avut bani. Nu, n-am avut bani, dar n-am avut curaj. Și nici soția nu te-a mai lăsat. N-am avut bani, n-am nimic, da. Normal, mai bine aduci toți banii acasă decât să-i dai pe pronospor. Da. Dacă e să pariezi între Ciucă. Și... Deci mergi pe Ciucă. Da. Măi, ce seară tristă. Nu-mi pare rău, de ce aveai altul? Bine, nu, tu mergi pe Valerian Stan. Să fie... Valentin, Valentin, da. Să fie Ciucă președinte, totuși mi se pare așa. Bine, după Băsescu și Iohannis, totuși, nu? Adică... Da, asta e oferta. Știi tu pe cineva și nu știm noi? Păi Joana. Păi am zis, între de Joana... De ce ar câștiga Ciucă în fața lui Joana? Pentru că, așa cum ți-am spus, eu nu cred că se va termina conflictul din Ucraina, situația economică va fi grea și atunci singura temă de campanie electorală care va putea fi folosită va fi cea a siguranței naționale, a securității. Și oamenilor încă le e teamă economie, de război, de economie, teamă de prețuri. Niciunul din cei de acolo nu poate să vorbească și nici nu prea au ce spune. Ce să spui? Păi bun, și Ciucă ce poate să vorbească despre economie? Păi nu, niciunul nu poate să spună, okay. Dar despre partea de securitate națională, de siguranță națională, poate vorbi. Păi stai puțin, și Joana este secretar general adjunct al NATO. Da, dar între un militar și un politician, pentru că Ciucă deocamdată nu a dovedit și nici n-a că e încercat să arate. Nu, asta cred că te gândeai la Joana. Vorba lui, da. Nici nu mai știm cât suntem. Spune și mie, da. Aia e bună. Dar spune și mie, bine, ce a arătat până acum Ciucă. Păi nu, dar nu mai ascultat până la capăt. Hai, zi.
Tocmai asta spun. Ciucă n-a încercat să arate că e politician. L-ai văzut erijându-se în președintele PNL-ului până acum, în afară de faptul că a fost ales, ai mai văzut vreo altă acțiune a lui? Toată prezența lui publică este legată de Guvernul României, pe care îl conduce cum îl conduce. Cu mână de fier. Da. Cu o mână, două de fier, cu nu contează. Cu moneda de 25 de 50. Cu nu contează. Deci el nu se prezintă ca fiind un politician. Geoana este politician. Bun, du-ți de lumea, mai departe. Păi lumea nu are încredere în politicieni. Uite, ai văzut? Da, nu am au încredere deloc. 80% deci, o marketare a lui Ciucă ca militar. Președinte. Siguranță națională, exact. Încredere, este mult mai credibilă, este mult mai credibilă decât o marketare a lui Geoana, siguranță națională, președinte. Crezi că vor candida cei doi? Ciucă se pare că da. Cred că da, pentru că și PSD-ul va avea nevoie de un candidat care să tragă partidul. Pentru că n-au. Dacă asta va fi tema, neavând un economist care să vină cu o soluție miraculoasă să poată să spună dacă Partidul Social Democrat câștigă alegerile de mâine, s-au dublat pensiile, salariile, prețul la gaze a scăzut la jumătate, roborul nu mai există și așa mai departe, singurul pe care ar putea să-l ia ar fi Victor Orban, dar nu cred că vine. Nu, e și ocupat. Mai vine la Tuzna din când în când. Da, să știi că el, de la el politicienii români ar putea să ia lecții. Hai să facem o paranteză. Tu ai înțeles de ce toată clasa politică a făcut scandal după discursul lui Orban? Sincer. Nu neapărat. N-am înțeles. Eu nu înțeleg raportarea asta agresivă la Victor Orban. Da, de ce? Păi, dacă nu înțeleg, nu pot să dar zic de ce. De unde vine? Adică, întrebarea, eu am spus, întrebarea nu e de ce face Orban. Tu vrei de să spun o întrebare la care să știi răspunsul, nu? Nu una la care să nu știi. Ar fi ideal. Nu, acum vorbim foarte serios. Băi, de cât ori zice Orban ceva, sară ăștia mai tare. Adică, dacă spune Van der Leyen, oricine ar spune Europa, mucles aici. Măi, spune Orban, îl toacă. Ba unul de la PSD, ba unul ăsta, Trabucel, de la Ministerul de Externe, care... Adică... E inamicul public numărul unu, nu? Este omul care sparge rândurile Uniunii Europene. Iar noi simțim întotdeauna nevoie să arătăm că suntem, noi suntem acolo, la ușă. Noi apărăm Uniunea Europeană. Ce face ăsta? Își bate joc de noi? Cam da. Se destramă Uniunea Europeană? Și știi care e culmea? Culmea e că iese. Iese asta foarte e. Bine. Aici e lecția pe care, într-un fel sau altul, ar trebui să o învățăm. Și nouă de ce nu ne iese? Pentru că nici nu încercăm. Într-o negociere, dacă nu cer, nici nu ți se dă. Și de ce, de la Năstase încoace, atitudinea asta... Hai să nu zic slugă, cu toate că atitudinea asta, căciula în mână, cu minți și ascultători de fiecare dată, să nu ieșim din front, să nu supărăm pe cineva. E, n-a fost chiar așa. E, deci unde, Dane, n-a fost așa? N-a fost chiar așa. Pentru pe că, cine am supărat noi? Bă, nu știu, poate s-au mai supărat unii pe România, dar lucrurile astea s-au petrecut la nivel public, pentru că au fost în zona Consiliului European. Iar acolo discuțiile neoficiale, care nu sunt consemnate în stenograme, spun multe. Și ți-aduc aminte de celebra ceartă între Sarkozy și Băsescu. Dacă o celebrele imagini. Deci crede-mă că au fost momente când am supărat destul de tare. De ce? Asta o să afli din cartea pe care urmează să scrie. Când o lansezi? Anul ăsta, la anul, ca să nu știu, nu m-am hotărât. Că stau într-o tensiune. Nu m-am hotărât și știi atunci... că tu citești greu oricum. Nu, dar uite, da, înțeleg foarte bine. Da, uite, apropo de asta, Ion Cristoiu tot vorbește despre faptul, tot repetă lucrurile astea, păi toată România lucrează pentru candidatura lui Iohannis la NATO, să fie secretarul general NATO. Crezi în asta? Crezi că va renunța la mandat să meargă acolo? Dacă va renunța Klaus Iohannis la mandat să meargă acolo, nu cred că se va pune problema, pentru că asta va însemna o situație atipică. Deci nu cred că are nimeni nevoie în România de alegeri prezidențiale anticipate. Ce ar fi prima dată când un șef de stat renunță la un an de mandat? Adică... Ar fi ciudat să lași președinția României ca să te duci la un alt job. E greu de explicat. Nu știu nici cât de valabilă este povestea cu NATO Klaus Iohannis. Dar faptul că a răspuns la conferința de presă la acea întrebare ne duce cu gândul că undeva ceva s-a discutat. Am văzut și analize care spun că, ca de obicei, România nu are nicio șansă. Și să obțină un post de felul ăsta. Da, și că se va merge pe un personalitate din zona țărilor baltice, care sunt mult mai linia întâi decât România.
Și atunci ar fi un mesaj foarte dur, fie se vor întoarce din nou spre Franța. Da. Da, am găsit materialul. Tal și Silberstein, consultant PDL. Deci, uite, am găsit și captura. PDL? Era... Păi, am moment peste tot. Era și la Tăricianu și la Băsescu. Era și la unul deci și nu acela. A zis cunoscase. Nu, nu, da, da. M-am poți înșelat, dar uite... Poți să-ți cer scuze. După emisiune, nu acum. Da. Acum mai stau un pic. Da. Nu foarte mulți și oameni și care ne privesc. Da, era și, dar nu, uite, era... Nu, niciodată. Dar cineva zicea, apropo de mâncarea făcută de mama, e foarte scumpă, nu avem de unde să luăm. Am zis eu mai devreme că mama gătește, ta face mâncare mănăstirească. Bun, deci exclus practic ideea că renunță Iohannis la mandat? Și nu cred, pentru că în situația în care la granițele României este un conflict militar dur, ca președinte să pleci, nu cred că e pe profilul lui Klaus Iohannis și nici nu cred că la nivel de NATO ar putea cineva să gândească la așa ceva. Apropo de patru rânduri de alegeri, te mai întreb o dată că nu mi-ai răspuns. Crezi că se va rupe mai devreme între PSD și PNL să facă opoziție PSD înainte de 2024, înainte de alegeri? Este posibil. Este posibil în sensul în care, provocând un conflict în interiorul coaliției, se retragă să susțină guvernul din Parlament, de să intre într-un guvern minoritar. Dar cred că asta ar fi taxată destul de dur, pentru că ar fi clar o manevră politicianistă. Dacă nu găsesc o explicație foarte extrem de credibilă, nici Rafila nu va mai fi acolo. Și un fel de dezertare, că tot e război. Exact. Adică lumea, uite-te încă o dată, nu mai are încredere în ceea ce spun oamenii politici. Asta este partea cea mai dură din tot sondajul. Și atunci nu poți să vii să încerci să îți închipui că oamenii sunt proști și că tu îi păcălești. Făcând o manevră, urmând să-ți aducă voturi. Nu. Cea mai deci dură... nu cred că se va rupe coaliția înainte. Vor candida separat, vor avea candidat separat, fiecare cu se vor problemele lui. Se vor menaja mai mult sau mai puțin, fără o campanie de asta agresivă, unii împotriva semnalul celorlalți. Semnalul va fi dat la locale. Semnalul va fi dat la locale și acolo, în mod cert, PSD-ul va lua cele mai multe mandate de primar. Și va fi și un semnal pentru ce va fi în... Dar ce va fi la europarlamentare? Și ce se va întâmpla cu partidele în opoziție? Nu contează. Europarlamentarele de ce contează? Bun. O europarlamentarele întotdeauna sunt alegerile cu cea mai mică participare, cu niște scoruri irelevante. Bun. Participarea alegerilor din opoziție. UDMR-ul va fi acolo. Ce se va întâmpla cu USR-ul și cu AUR? Pentru că sunt partidele de opoziție. AUR-ul trebuie să-și găsească un discurs care să iasă din sfera asta naționalistă, uneori vag isterică. Că nu asta i-a adus procentele? Ba da, trebuie să iasă, pentru că așa poți să intri în Parlament, dar nu poți să ieși al doilea mandat. După al doilea mandat, lumea cere în general responsabilitate. Trebuie să vii cu un candidat credibil. Da. Poate George Simion să fie unul dintre candidații credibili? Dacă n-au altul, da. Dar doar dacă, n-au, doar, dacă n-au, doar dacă n-au pe altcineva. Nu prea au. Deci dacă n-au, n-are încotro. Trebuie să ducă să se bată și acolo. Numai că lui George Simion deocamdată îi lipsește o anumită consistență. Îi lipsește o parte de seriozitate, iar lumea nu te va vota ca președinte pe ideea că tu ești tânăr și... Și faci, filmezi agitat. Pe Facebook... Ești tânăr și agitat. Tot felul de evenimente care se întâmplă. Da, poate să-l ajute nunta. Dacă vin acolo 100-200 de mii de oameni, nu? Da, am înțeles că vin, nu o să vină 100-200 de mii, vor veni mulți oameni. Dacă e o ciorbă bună, dacă e în mod cert vor veni sarmalele... mulți oameni. Adu-ți aminte când făceau, Onțanu făcea celebrele sărbări. Dacă sarmalele vor fierbe toată noaptea, sunt câteva, da, păi da, adică nu, lucruri importante. Nu ține de alinierea planetelor, ci de alinierea sarmalelor. Nu o să le dea congelate. în ceea ce privește, deși fiind păi vară... dacă vin foarte mulți, s-ar putea să nu fie suficient lemne pentru a încălzi sarmalele, bănuiesc că în nu în ceea sunt. Ce privește USR-ul, acolo oamenii aia, la ora actuală, au un marasm ideologic. Ei nu știu ce sunt. Încearcă să folosești totuși eu niște cuvinte pe care să le înțeleg și eu. Ideologie, ai înțeles? Nu, aia cu marasm. Adică... Deci e o confuzie ideologică. Așa înțeleg, confuzie. Dar ce vor, exact, ce vor ei? Popular pentru da, tine? Care, da, da, încep să înțeleg. Deci și înțeleg mai bine pe Cioloș decât pe Drulă, o să râzi. Da, mi se pare normal. Zic, cu marasmul. Deci ce mai vând ei acum după ce... Hai.
au câțiva primari unde este dezastru. O să spună că acele mandate sunt strălucite. N-ai văzut că și bine, Dan, Cozet Chichirău de-abia așteaptă să facă același lucru la Iași. Bine, Iașiul ăla oricum e un oraș nenorocit de actualul primar. Mai contează încă poate unul să care... vină oricine, da. Mai aruncă două palme de pământ. Care cu... Deasupra așa e. Care e problema cu ei? Serios, că eu tot încerc să aflu. Au plecat ca un ONG, nu și-au au crezut că totul este posibil, că lumea îi va aplauda de fiecare dată când vor face ceva fiind la guvernare, că aparatele din minister se vor alinia, vor pocni din călcâie și vor duce la îndeplinire sarcinile și așa mai departe. Nu s-a întâmplat pentru că politica și administrația e cu totul altfel la putere decât în opoziție. În opoziție e foarte simplu. Când ajungi acolo, începi să te confrunți cu funcționarul public. Începi să te confrunți cu chestiile concrete. Trebuie să dai soluții concrete. Mai ales și când ești primar, de drulă, vorba de administrație. În afară de drulă, care a rămas celebru prin faptul că a dărâmat coșmerile la metrou. La metrou, e adevărat. Da? E cea mai mare realizare a lui, totuși. Da, aia l-a propulsat și l-a transformat în președinte de partid. E adevărat că lucrul ăsta l-a făcut și Traian Băsescu. Dar Traian Băsescu întotdeauna a venit și cu niște proiecte concrete. Nu, și avea un istoric în spate și așa mai departe. Nu era dintr-o dată, s-a dus să-i dea unui arab un cap în gură, aduce aminte episodul acela. Da. El nu-și mai aduce aminte. Și reper? El nu-și mai aduce aminte. Nu, își aduce aminte și spune că erau camerele întoarse în partea aia. Și reper ce vrea? Adică, de ce se pleci din USR să faci reper? Până ieri ai fost șeful acestui partid. Dă-mi o explicație, nu vrei să mă luminezi. E orgoliu stupid. E doar orgoliu stupid care macină toată clasa politică, nu numai pe Cioloș, Barna și așa mai departe. Ție nu ți-e dor uneori? A fost da, un melanj, iar că a fost un mariaj nefericit. Da? Pur și simplu divorțat. Melanj ce înseamnă, încearcă și tu. De unde? De la restaurant. Melanj? Cum? De la ăla, de la Mélenchon, din Franța. Așa zic. Deci un melanj nefericit. A fost un mariaj nefericit care s-a soldat cu un divorț. Între persoane nepotrivite de... Exact, de același sex. De același... Nu, hai să nu, totuși să păstrăm. Dar de ce? E absolut european ceea ce spune. A, da? Nu știu, da. Nu sunt de aici, nu. Cea mai tare confruntare pentru prezidențiale din 89 până în... nu pot să spun că acea confruntare între Viorica Dăncilă și Iohannis a fost o confruntare. Cea mai tare confruntare? Au fost două, care au și, de fapt, au decis soarta alegerilor, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, cu acel moment celebru, Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu. Era studiat? Eu cred că da, acolo a fost studiat, și confruntarea Băsescu-Gioană din 2009 cu Ți-a plăcut la vânt? Ți-a plăcut aseară la vânt? Păi și confruntarea Băsescu-Năstase? La care ai participat și trebuie să te întreb. Eu am zis că m-ai întrebat că cea mai tare. Eu nu spun că aia a fost, aia a fost moale. Aia a fost moale. Mm-hmm. Acolo deja... De ce le-am ales pe cele două? În ambele, Emil Constantinescu și Traian Băsescu veneau din spate. Să nu uităm că Traian Băsescu, când a intrat în 2009 în turul 2, avea 10 puncte în spatele lui Mircea Gioană. Era 60-40 pentru Gioană. Mm-hmm. A recuperat... extraordinar. Păi și Ponta Iohannis, și Iohannis venea din spate. Da, dar potențialul era mult mai mare. Să nu uităm că vorbim totuși de Traian Băsescu președinte în funcție. A fost 31-32, nu știm care a fost 31, care a fost 32 sau 30, nu, 31-32 a fost. Dacă era ar fi fost invers, povara era și mai mare pentru Traian Băsescu. Emil Constantinescu la fel venea după o situație în care Ion Iliescu părea de neclintit. Mai mâncase bătaie odată. A mai încercat odată. Și a reușit. Deci, din punct de vedere al emoțiilor, în cazul Ion Iliescu, Emil Constantinescu, a fost prima schimbare democratică de putere și, în cazul Traian Băsescu, Mircea Gioană, a fost cea mai spectaculoasă răsturnare de situație. Nu, cea mai nedemocratică. N-am vrut să mai intru în bun. Amănuntele astea. De ce a pierdut Adrian Năstase în fața lui Traian Băsescu? Ai fost acolo, ai fost consilierul lui Adrian Năstase. Pentru că întotdeauna există o energie în alegeri. Și trebuie să te uiți, trecând peste sondaje, peste analize, trebuie să te uiți cui bate vântul în pânze. Adrian Năstase și cam atinsese limita electoratului. Acum vorbim strict patru ani de strict tehnic. Prim-ministru. A fost un prim-ministru foarte bun. Deci nu e
asta cred că nimeni nu poate contesta. Cu suișuri, coborâșuri, cu bune curele, dar per total a fost un prim-ministru bun cu un guvern eficient. Dacă comparăm persoanele care au atunci în guvern bun, cu cei deci care... energia, starea... Și energia contează enorm. În acel moment energia era de partea lui Traian Băsescu, plus că a existat ruptura între PRM Corneliu Vadim Tudor și Adrian Năstase PSD. Din cauza gafei pe care a făcut-o. Gafă. Hai să-i spunem gafă, adică greșeală neintenționată, ca să înțelegi și tu, pe care a făcut-o... Nu pentru mine, că nu înțeleg publicul. Am înțeles. Pentru tine, hai ca așa să nu jignim publicul, dar nu trebuie să te gândești că tot publicul e ca tine. Când a anunțat... Fii fericit. Trebuie să-ți explic. Încerc să găsesc cuvinte potrivite. Zi. Când a anunțat faptul că UDMR va intra la guvernare alături de PSD după alegeri, când el va fi prim-ministru, asta a provocat o furie în rândul electoratului PRM, care nu era de aici de acolo, la acel moment. Vadim i-a dat public și politic tot electoratul lui Traian Băsescu, a avut acele atacuri la Adrian Năstase. Au fost mai multe, a fost și o chestie cu Miron Cosma, mi-aduc aminte, nu știu, o chestie de eliberare. Nu, sau a fost după. A fost după alegeri, când Ion Iliescu i-a semnat decretul de grațiere lui... Turul 1 și Turul 2, nu? După a fost? Nu, a fost după. A fost mai țin, nu mai știu exact. E adevărat că înainte de confruntarea cu Traian Băsescu ai spus lui Adrian Năstase că o să vină cu o chestie gravă la adresa lui? Nu, aveam informații. De fapt știam cu ce o să vină Traian Băsescu și Traian Băsescu... Păi n-a venit cu nimic. Ba da, a avut un dosar, avea un dosar pe care i l-a dat lui Adrian Năstase. Eu eram în studio. Da. La TVR s-a întâmplat scena. I-a dat, uite, Adriane, ai mei mi-au dat chestia asta, dar eu n-am de gând să o folosesc, iau. A, dar n-a folosit-o. N-a folosit-o, a folosit celebra idee cu oglinda, cu oglinda, cei doi comuniști din care eu îi dădeam un cap în gură dacă venea și îmi spunea mie. Păi el vorbea de comunism, cu comunism, nu era rușine, adică... Da, cred că ajungeai președinte. Cu siguranță, dacă îi dădeam un cap în gură și bărbieream un pic. Dar apropo de asta, că l-ai cunoscut bine pe Traian Băsescu și a creat un sistem în România de care ai beneficiat și tu. Cu ghilimele de rigoare. Beneficiezi în continuare. Da. Adică ești în continuare. Ce s-a schimbat? Sau s-a schimbat ceva în structura lui Traian Băsescu de s-au întâmplat toate care s-au întâmplat? Deci, în primul rând, ceea ce trebuie spus este că acel sistem de care vorbim, i-am spus, statul sunt eu. N-am vrut să-i spun stat paralel, pentru că asta înseamnă ușor altceva. A apărut în al doilea mandat al lui Traian Băsescu. Deci el nu vedeți lucrurile întâmplându-se în primul mandat. În primul mandat s-au făcut niște mișcări, da, atunci era și Tăriceanu prim-ministru și PNL-ul împreună cu PSD-ul aveau majoritate în Parlament, s-au făcut niște mișcări pe zona legislativă. O să râzi, mai avem 2 minute, zi. Da, nu vine să râd că trebuie să plec. Da. Și în momentul ăla, în al doilea mandat, după părerea mea, o mână de oameni s-au hotărât să țină puterea. Existând și niște conflicte oameni între ei. Oameni cărora Băsescu le-a dat puterea în primul mandat. Pe perioada și a mai făcut o greșeală, nici nu i-a schimbat. Au rămas aceeași. Pe vremea lui Ceaușescu era celebrul principiu al rotației cadrelor. Da, aici nu s-a mai întâmplat. Păi, nu s-a mai întâmplat. În era Maiu, era Coldea, era Chioveși. Da, în momentul în care un om, gândește-te la tine, timp de 5 ani de zile sau 10 ani de zile, ai acces la toate informațiile din țară. 22 de ani am fost șef de ziar, da, uite unde am ajuns, vezi? Da, nu. Pe un canal puteai închis. Să ajungi mai bine, da? pe un canal, da, pe net, am ajuns pe net. Măcar la Alef News. Nu, Doamne ferește, era mai rău, dar nu se putea. Îți doresc ție să ajungi la Alef News dacă e pe așa. Mulțumesc. Adică să preiau o parte din emisiunile de la evenimentul zilei. Îți mulțumesc. Așa. Deci dacă preiau Alef News, vii la deci au construit sistemul mai ales în partea a doua, în cel de-al doilea mandat. În cel de-al doilea mandat, când au existat niște ciocniri cu Traian Băsescu, de altă parte era clar că Traian Băsescu nu mai reprezenta forță, nici măcar politică, și în momentul ăla, odată cu numirea lui Ponta ca prim-ministru, în momentul acea grupare a ajuns să aibă tot. Da? Deci avea și parte de informații, avea și parte legislativă, avea și executivul, închisese cercul. Da, da. Plus ceva... Execuția politicienilor începuse în 2004. Aia n-a fost făcută cu sistemul atunci, sau cu statul sunt eu. Deci n-a fost, atunci a fost așa, cu penseta. Punctual, cu penseta, da? Am înțeles. După aia au venit cu coasa. Nu, după aia au venit cu combina.
Cu combinat. Adică au venit organizat. Am căutat o imagine pe care să o înțelegi. Au venit organizat. Da, da, am găsit o combinat și tu nu înțelegi că nu știi ce aia combina. Da, n-aș tu, te că te-ai îmburghezit. Deci au venit pur și simplu organizați, nu? Pe sertărașe, fiecare da, ce nu, să facă sistem procuror. Dacă ții minte, fostul șef al Comisiei Serie a spus la un moment dat că există liste făcute cu oameni care urmează să fie arestați. S-a dovedit că e adevărat. Bun, nu mai avem timp, dar într-un minut, te rog. Diferența între sistemul construit de Traian Băsescu, statul sunt eu, eu spun mai mult decât atât că statul devenise un stat mafiot. Chiar dacă avea oameni din servicii, dar statul era mafiot în sine. Ce încerc eu să spun că nu era construit de Traian Băsescu. Dovadă că Traian Băsescu nu a putut profita de el. De oamenii pe care el îi numise și nu îi schimbase atâta amar de vreme. Care e diferența între anii de grație 2004-2014, da? Și 2014 încoace? Păi foarte mare. Păi zi. Păi, de exemplu, au fost denunțate protocoale, unilateral. Corect. De către SRI. De da, către știm asta. Elvic. Păi nu, stai puțin, mai întreba care e diferența. Da. Da. Deci acolo s-a rupt, a fost o decizie politică. E o diferență cumva legală, enormă, legislativă. Da. Enormă, nu, e corect. Și de atitudine. De acord. Pentru că de-abia atunci am văzut cum arăta sistemul. De-abia atunci am înțeles. Noi până atunci puteam să bănuim. Habar n-aveam că există acele protocoale. Doi, schimbarea lui Coldea, schimbarea lui Chioveș. Lucruri esențiale. Extrem de importante în economia redresării unui sistem de justiție care ajunsese, exact cum spui, să trăiere combina. Da, eu zic mai mult că era un stat mafiot, dar bun. Și acest sistem care există astăzi, că e un sistem, oricum ta vie, că serviciile sunt. Nu sunt atât de prezente, nu sunt atât de agresive, nu mai există protocoale, procurorii nu mai avem portocală în linia întâi. Da, sistemul există în continuare. Sistemul cum a fost nu mai există. Nu cum a fost. Nu cum a fost. Deci cred că au mai rămas undeva bisericuțe. Uh-huh. Da? Cred că au mai rămas legături între oameni și cred că au mai rămas niște cetățeni care sunt trecuți în rezervă și care mai apelează seara dosarele pe care le mai au un și safe. Vor Păciucă, președinte? Nu cred. Păi nu sistemul eu nu cred că sistemul de care ți-am vorbit eu îl vrea Păciucă președinte. Dar pe cine? Pe Chioveș. E normal. Păi bun, și dacă Chioveș nu candidează, atunci îl vor Păciucă. Păi dacă Chioveș nu, s-ar putea să vrei descoperim. Vrei că stric seara. S-ar putea să nu, că îmi stric seara, le stric altora seara. Păi nu, dar stric seara. Stai un pic. Deci. Desfințarea CNC, păi desfințarea. Asta e o prostie, am mai auzit-o. Și îți explic repede de ce. Da? Ca să, în cuvinte simple, dar înțelepte. Cum zicea Horia Alexandrescu. Da? Dumnezeu să-l odihnească încă o dată. Dumnezeu să-l ierte. Orice lege se aplică retroactiv. Plagiatul lui Ciucă, dacă e sau dacă nu e, va fi judecat pe vechea lege. Hai să terminăm cu prostia asta. Chiar o luăm așa, o ducem în gușă și nu mai știm pe pic de tehnică legislativă. Este o lege care nici n-a fost promulgată, nici n-a fost adoptată, nici n-a fost promulgată. Cum poate ea să funcționeze pentru trecut? Bun. Știm că orice lege acționează din momentul în care este promulgată. E adevărat. Deci nu în se aplică la cazurile vechi. E o tinichea de gâtul lui Ciucă această chestiune cu plagiatul. Mare. Mare. Mare, dar în economia personajului nu contează. Pentru că oamenii sunt așa și dacă a plagiat ce ne interesează, ne noi vrem liniște de general și așa mai departe. E greu să găsim pe unul care n-a plagiat. Păi nu prea e niciunul. Adică păi asta zic, asta e foarte complicat. Hai că ne vedem data trecută că n-ai reușit. Data viitoare nici n-are rost. N-ai reușit să înțelegi mai mult de 50 de minute. Vedem pentru că avem foarte multe de discutat și din păcate trădează să duce la altă televiziune. Mulțumesc mult! Dan Andronic, ne vedem, chiar avem de discutat. Dar nu știu, a trecut foarte repede. Probabil că am vorbit prea mult despre Ion Cristoiu și evenimentul zilei. Ne vedem din nou mâine seară. Până atunci, țineți aproape.